Oana are doi invitați extraordinari. Dragilor, bun găsit! Mă bucur tare mult să am astăzi doi prieteni, pentru că Oana Turcu e moldoveancă, are invitată o moldoveancă din Iași. Ines, draga mea, bine ai venit. Și pentru că mă numesc Turcu, trebuia să am și un turc invitat. Și alături de noi este consilierul medical Ensar Duman. Vă întrebați cu siguranță dacă mi-am adus aici neamurile și de ce am făcut lucrul acesta. Nu sunt rudele mele, în schimb îmi sunt foarte dragi și vreau să vi prezint în special pe Ines, care este super profi în domeniul online, iar Ensar este la fel prietenul nostru. Ines are o poveste foarte interesantă. Acum 5 ani de zile a descoperit un lucru greu, un lucru foarte greu, și anume că are diabet, și nu orice fel de diabet. Acum este bine, dar a trecut prin foarte multe emoții, prin foarte multe probleme. Era la un pas de a nu mai fi. O să o las pe ea să ne povestească și apoi prietenul nostru va încerca să ne explice cum stau lucrurile și care sunt diferențele între diabetul de tip 1 și de tip 2, pentru că de tip 2 ai mai vorbit odată chiar aici cu prietena noastră, cu actrița Marilena Chelaru. Astăzi avem un caz complet diferit și o să te las pe tine să ne povestești. Și nu pun degetul pe rană, pentru că rana este deja închisă. Ea este o învingătoare, este o moldoveancă puternică, care nu numai că a învins și reușește să lupte cu boala, ci ajută foarte mulți tineri care suferă de aceeași problemă, având un blog dedicat diabetului. Într-adevăr, povestea diagnosticului meu cred că este identică cu a oricărui persoane cu diabet, pentru că simptomele au fost foarte gălăgioase, au fost foarte tari, în sensul că în 2 săptămâni am slăbit aproape 10 kg, beam 6 litri de apă pe zi, mergeam foarte des la toaletă și nu mai vedeam bine. Câți ani aveai? Aveam 23 de ani și refuzam să cred că ceva nu e în regulă cu mine, pentru că eram tânără, evident, nu aveam niciun istoric medical. Și ce m-a făcut să ajung la medicul de familie erau acele dureri la nivelul stomacului. Tot ce mâncam, practic dădeam afară. Și îi spuneam medicului de familie că vreau o trimitere către un gastroenterolog, pentru că acolo credeam eu că e problema. Nu am mai ajuns niciodată la acel specialist, pentru că chiar a doua zi am intrat în comă și m-am trezit la terapie intensivă, la secția de diabet, cu 4 perfuzii în mâini și cu un diagnostic cronic. Iar momentul în care doctorul mi-a zis că diagnosticul este diabet zaharat de tipul 1, insulinodependent, a fost ca un șoc pe care l-am asimilat, zic eu, destul de bine. Pentru că din a doua zi deja mi-am dat seama că eu sunt responsabilă să-mi fac viața cât mai frumoasă și că nu e nimeni îndator să-mi facă mie viața mai bună. Și după 2 zile de plâns și de citit ce înseamnă diabetul de tip 1, m-am pus pe treabă. Și dacă spuneam că diagnosticul este identic, în cazul meu ce a urmat e un pic diferit. M-am trezit extrem de izolată, extrem de singură, prietenii practic s-au evaporat. Aveam o relație de 6 ani atunci, care la fel a dispărut odată cu diagnosticul, pentru că a fost foarte greu pentru persoana respectivă de dus. Și am zis că, ok, nu cunosc oameni cu diabet, hai să-i cunosc eu, să mi-i fac eu. Și așa mi-am pus camera în față și am început acest vlog. Să trăiești cu o boală cronică e extrem de vulnerabil și de înspăimântător, dar aminte în văzul lumii. Gândește-te cât de tare îmi tremurau mâinile când am apăsat pe cameră să mă înregistrez și să spun lumii că așa se trăiește între hipo și hiperglicemie. Și m-a șocat foarte mult că au fost zeci de mii de citiri pe blog și de vizualizări pe YouTube la prima mea postare și mi-am dat seama că e mai onest să vorbesc vulnerabil despre ce mă doare. Povesteam oamenilor că așa se simte o injecție de insulină, pentru că, într-adevăr, medicul specialist poate să te instruiască cum să faci o injecție, însă doar pacientul poate să-ți spună cum se simte și cât de dureros poate să fie. Și puterea în asta stă, în a-ți da voie să fii vulnerabil și în a spune deschis oamenilor ce te macină, ce te frământă. Și din prima zi de diagnostic am documentat pe YouTube și pe Facebook tot demersul unui pacient care trăiește cu insulină și la 5 ani mai târziu, iată că fac asta full-time job și mă bucură incredibil că am reușit să fondez și o asociație cu care fac tabere pentru copii cu diabet. E o continuă sursă de inspirație diabetul, e al
naibii de greu, n-am să vă mint, dar din orice lucru catastrofal se naște o poveste frumoasă dacă ai cumva puterea să treci peste șocul încasării unui diagnostic de genul ăsta. Da, pare foarte simplu așa cum povestești tu, pentru că ai făcut practic, ai transformat un necaz într-o... Într-o șansă, da, să-i spunem, și așa te încurajezi și tu și poți să mergi mai departe. Vreau așa să te admir, că arăți absolut superb, dar în același timp vreau să te rog să te ridici puțin și să ne arăți ținuta pe care o ai. Mulțumesc. Pentru că Ines face și ținute pentru tinerii sau pentru persoanele, pentru fetele cu diabet. Și vreau să-mi prezint puțin rochița ta. Pare o fustă simplă, nu-i așa? Dar pare nu este o fustă simplă. O fustiță superbă, simplă, da? Pentru cei care nu au observat, aici este un dispozitiv medical, e o pompă de insulină care îmi livrează insulină în loc de injecții. Și spuneam că din orice obstacol eu mi-am găsit o soluție să găsesc o rezolvare. Și problema era că mi-am pus acest dispozitiv și nu aveam unde să-l atașez când purtam fostele mele preferate. Așa că mi-a venit ideea să creez această fustă cu buzunare, iar în interior este un fermoar care permite pompei cu tot cu fir să intre pe aici, iar feminitatea mea nu va cădea în fața diabetului și îmi place foarte mult că pot să, iată, prin modă să cosmetizez în felul ăsta diabetul. Evident că la emisiunea ta am venit cu diabetul la purtător și nu mi-am pus pompa în buzunar, dar da, este ideea unei afaceri care a început în urma unui startup care la fel... Și la brațe? Iar la brațe, ce vedeți aici este cateterul prin care insulina intră de la acest dispozitiv, iar aici este o ciupercuță magică, îmi place mie să le spun copiilor, e un senzor de glicemie, iar pe ecranul acestei pompe vă voi arăta ce glicemie am eu, pentru că această ciupercuță arată în timp real glicemia pe care o am acum, glicemie în funcție de care ea livrează insulina și practic mă ține în viață, sănătoasă, echilibrată, și lucrurile astea sunt posibile. Și dacă îmi permiți, pot să-ți mai dau un exemplu foarte important pentru povestea mea. Acum 5 ani de zile în România dispozitivele acestea nici că nu existau, dar aminte să fie date prin Programul Național de Diabet și iată, cu asociația și cu colegii mei care au luptat să aducă în România aceste dispozitive, copiii și tinerii au acces gratuit la aceste aparate. Practic, voi ați reușit, da. Voi ați făcut aceste demersuri? Da. Dumnezeule, felicitări! Deci este totul posibil. Felicitări! Ce spui în sar? În primul rând, mă bucur că am cunoscut. Sincer, știu că este o mare durere, tip 1. I-am aproape peste 1000 de persoane care am dus Turcia, care s-au operat cu tip 2. Cu tip 2? Tip 2. Care e diferența între tip 1 și tip 2? Pancreasul nu mai produce insulină. La tip 1 nu mai produce? Nu produce. Tip 2 au lucrat. Deci pancreasul, practic, nu mai produce. Și de aceea e complicat că eu trebuie să gândesc ca un pancreas. Da. 2 înseamnă a lucrat o perioadă, ori... și genetic, dar genetic mai mult apare și la tip 1. Corect? Da, se invocă motivul exact. Genetic. Sau copii, exemplu, familiile au mare datorie pe partea asta față de copii și de la supărare. Adică am văzut eu cazuri de la supărare au pornit... Deci stresul poate duce la diabetul de tip... Copil pe partea când era mic, da. De gelozie, neatent familia... supărare. Da. Dacă greșesc, îmi spui. Eu văd asta în glicemie, când sunt stresat, îmi cresc glicemiile. Poate duce la diabet tip 1 sau tip 2? Tip 1 vorbim. Tip 1. Exact. Dacă e vorba de copil, e cam tip 1. Tip 2, ce am văzut eu, nu sunt medic, ca să nu înțelege oamenii greșit. Nu, tocmai asta e ideea, să vorbim pe înțelesul tuturor. Asta am și doi. Poate câteodată anumite lucruri greșit. Tip 2, ce am văzut eu, după anumite vârste care au apărut, după 30, să știți că mai sunt pacienți care am dus, tot așa, era între 1 și 2. Da. 28 de ani, chiar s-a operat, avea tip 2. Uh-huh. Dar ele tot au primit tip 1 tratament. Și era un tratament greșit, din păcate. Și eu am dus, s-a operat, este bine. Este o diferență mare, adevărat. Adică tip 1, la ora actuală, nu există o operație, ceva. Se lucrează. Medicii care știu eu, laboratoarele, doctorii, profesorii care se lucrează pentru un pancreas artificial. Uh-huh. Nu știm cât o să durează.
că Ines, sunt convins că pe partea asta căutăm mai mult. Ești informată. Sunt mereu la curent la toate conferințele la care merg. Prima întrebare pe care o adresez medicilor este când va fi leacul, când vom avea acest pancreas artificial. Dar spune-mi, e adevărat ce spune Ensar, că e posibil supărarea să ducă la există, diabet? Exact cum a spus domnul Ensar, există acest fond genetic care poate să declanșeze diabetul de și de tip 1 și de tip 2, iar o supărare, un necaz, un șoc poate să declanșeze. Mi s-a întâmplat ca în comunitatea mea să-mi spună pacienți nou diagnosticați că a avut o problemă în familie care i-a supărat foarte mult și s-a depistat ulterior diabetul de tip 1. Eu văd cât de mult mă afectează stresul acum, post-diagnostic. Cum îți dai seama? Foarte interesant. Deci, iată, tu ești un barometru. Exact. În momentul în care ești stresată sau supărată, îți apare pe aparatul acela... Exact. Diferență la nivel glicemic. Și aici vorbim cum și de, este? E groaznic de greu pentru că la cea mai mică emoție, și acum am emoții, mi-a crescut glicemia de la emoții, la stres. Cât ai acum glicemia? Acum este, vă zic într-o secundă, 195. E dublu față de este cât mare. Normal. Exact, e dublu. Cu toate că tu acum ești cu insulină, exact. Da? Deci tu... Nu trebuie să faci emoții. De ce ai emoții? Chiar normal. Nu e cazul. De ce? Asta mă face pe mine să mă simt vie și am emoții și înainte să mă filmez singur în casă când fac vlogurile mele, la fel de la emoție. A spus domnul Exar de pancreas artificial. Da. Această denumire se atribuie și la aceste pompe de insulină, pentru că ne dorim să imităm cumva această funcție. Vorbim acum de un pancreas artificial sub forma unei pompe care face ce face a mea, livrează insulină constant fără să-i mai spun eu, dar suntem departe de leac, suntem destul de departe de a ne vindeca, dar tehnologic și medical... Noi spunem departe. Eu așa... Speranță. Cu tot trebuie, optimismul avem, din lume... Avem speranța că eu simt lucrul acesta, că poate o să discutăm poate anul, poate peste un, doi ani, o să se întâmple. Dar tot aici. Și împreună putem face echipă, Doamne, pentru că ajută. Din povestea mea și experiența domnului de lângă mine, putem să arătăm oamenilor ce să facă, să prevină diabetul. Să știi că m-am gândit la lucrul acesta. Mă gândeam că va ieși un lucru foarte frumos din întâlnirea voastră. Sunt pentru și mai că multe. Ei s-au cunoscut aici, pe platou. Da. Sunt și mai multe chestii. Da. Poate râde lumea acum. Eu, 2010, am plecat să fac implant de păr. Tu. Da, eu personal. Da. Medicii care s-au uitat a zis că Ensar, tu nu ești de implant. Zic, de ce? A zis că n-ai de unde să iei și pui. Și am spus atunci, bă, eu dacă nu pot să fac lucrul ăsta, măcar să ajut la oameni. Da, 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 exact. Și am reușit. Exact. Am aproape 8.000-9.000 de oameni care am dus și au făcut o operație. Lumea când în când au pus întrebări. Că omule, de ce nu faci? Zic, nu am putut, nu pot. Acum ce au povestit Ines e aceeași chestie, adică ea a avut o chestie, o criză și din criza aceasta deja au făcut asociație, au ajutat copiii. Exact. Deci au făcut un lucru foarte important. Să știi că același lucru nu e l-am... întâmplare lucrul aceasta când noi ne-am văzut aici. Exact. Eu sunt convins că noi de acum încolo o să promitem și oamenii, o să facem multe lucruri împreună. Apropo de calviție și de implantul de păr, nu compar cu situația ta. Dar totuși e o îndurere. Aceeași problemă am avut-o și eu, totuși am avut îndurere. Acnee. Doamne ferește, bineînțeles că... Am încercat să tratez ani de zile acnea, am găsit remediul și de 22 de ani fac lucrul acesta. Lucrez pe în domeniul acesta și pentru partea estetică și curativă a tenului. Deci iată că în viață lucrurile se întâmplă cu un scop. Corect. Și iată scopul întâlnirii noastre poate fi acesta. Forța cu care tu mergi înainte este extraordinară și dacă se uită acum la noi părinți, bunici, copii cu diferite probleme de sănătate, cred că tu poți fi practic motivația, imboldul și sensul de a merge înainte. Iată că se poate. Se poate. Deci Ines practic a fost în comă, ea ar fi putut să nu mai fie. Și uitați-o aici, în carne și oase. Mai vie ca niciodată. Da. Cu emoții, cu tot, arăt oamenilor că se poate. Cum e viața ta acum?
Dă-mi un exemplu. De când te trezești până te culci, din punctul acesta de vedere, mă refer la partea de sănătatea ta, partea de vlogging și de blogging o cunosc, dar strict stilul tău de viață mă interesează, pentru că apropo de ceea ce gătește Iulian, am întrebat-o înainte de a începe dacă e poftă și dacă ea ar putea să mănânce ce gătește Iulian acolo. Evident că da, răspunsul este da. Și ca să începem cu cum arată o zi din viața mea, primul lucru pe care îl fac dimineața este să-mi testez glicemia. Cu toate aparatele din lume, glicemia capilară, adică din vârful degetului, este cea mai apropiată de realitate. Deci în fiecare zi tu acum îți iei glicemia din deget? Glicemia doar de două ori, dar înainte să am acest dispozitiv, îmi luam glicemia de 14 ori pe zi și nu pentru că aveam un comportament compulsiv, ci pentru că real fluctuațiile erau atât de mari încât nu știam real ce glicemie am și trebuia să monitorizez foarte des. Mai sunt familia încă copii. Familie încă nu știe că există pompa de insulină. Și ei au făcut un lucru foarte important de la asociație, cât am înțeles că o să dă și fără bani. Exact, exact. Deci chiar și prin felicit. Educație, pentru că un pacient educat e mult mai capabil să aibă grijă de sănătate. Eu am crezut foarte mult în unealta asta numită internet. Am pus tot ce știam pe internet și spuneam oamenilor că aveți dreptul să obțineți gratuit aceste dispozitive. Haideți că vă învăț eu cum să depuneți dosarul. Sunt sute de pacienți care mi-au mulțumit că datorită unui videoclip pe YouTube au reușit să-și îmbunătățească viața. Și la început spuneam că diabetul e ca un full-time job, doar că nu te plătește nimeni, nu poți concedia și nu poți lua vacanțe. Asta se aplică și astăzi, doar că din fericire diabetul a devenit un full-time job plătit, pentru că cu asociația și cu business-ul de care spuneam reușesc să mă întrețin din diabet. Există și varianta asta fericită, dar ziua mea cu diabet este mereu imprevizibilă. Săptămâna asta am avut un eveniment. Te întrerup puțin, luăm o pauză de publicitate și revenim cu povestea. Publicitate. Am revenit pe acest subiect extrem de sensibil și extrem de real, diabetul de tip 1 și tip 2. Spune-mi, te rog, un lucru mai punctăm. Apropo de alimentație, ce poți să mănânci, când poți să mănânci și cum? Poți să mănânci cât vrei, când vrei, oricând vrei. E cel mai nepopular sfat pe care îl dau și știu că mulți medici mă vor critica. Atipic, deci vezi că ți vei lua... Știu, îmi asum asta, o zic de multe ori când am ocazia, dar totul vine cu educație, cu responsabilitate, cu matematica diabetului, cum îmi place să o numesc. Eu sunt acel exemplu de pacient responsabil, tocmai că învață pacientul cum să mănânce când vrea. Cum îți calculezi tu ceea ce mănânci? Învăț ce înseamnă carbohidrații. E macronutrientul care, practic, e responsabil de creșterea glicemiei și știu câte unități de insulină să fac pentru fiecare gram de carbohidrat. E complicat la început, dar după 6 luni totul are sens dacă înveți. Și îți spuneam și în pauză, nu mănânci un tort întreg, dar o felie cu siguranță poți să o bagi în dieta ta și să faci insulină. Asta sau... cât timp ai insulină permanent, da? Sau medicamente orale în funcție de fiecare pacient. E o discuție delicată și personalizabilă. Dar exact. Dacă vorbim de insulină, ea se poate calcula. Și totul vine la pachet cu dieta echilibrată și sport. Felicitări! Pe final, care sunt șansele pentru diabetul de tip 2? Și dacă speranța nu moare ultima, pentru tip 1? Șansele sunt mari. După ce facem toate analizele și vedem că totul este ok, operație facem. Oamenii care operează trebuie să ne asculte, trebuie să țină legătură cu noi. Nu poate să meargă din prima lună, a doua, a treia lună, se bagă torturi, carne prăjiți, nu. Exact cum au spus, educație, trebuie să știm limitele. Eu garantez, după 4-5 luni de zile, să aibă grijă după operație ce mănâncă, ce îi spunem noi, de la 6 luni împreună mă duc și mănânc baclava, mănânc tort. Asta și garantăm. Atunci o să fie tot la fel. Cu limitele, poate să mănânce orice dorește, fără insulină, fără medicamente. Am peste 1000 de oameni care în jurul meu simt legătură. Minunat. Există operația aceasta. Te felicit, îți mulțumesc, că ai venit și că ai împărtășit cu noi și pentru că promovezi un stil de viață sănătos. Am un gând pentru tine, ardes.ro. Mulțumesc din suflet. Cosmetice care țin clar de stilul tău de viață și mulțumesc. Te felicit pentru acest lucru. Mulțumesc frumos, Ensar. Mulțumesc, draga mea. Rămâneți alături de noi, Prima TV, suntem cei mai buni.